găsit, dragi telespectatori, și astăzi, într-o ediție frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă, emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare marți și joi, începând cu ora 19. Pentru că m-am gândit să discut cu o prietenă dragă de-a mea, să aduc în atenția dumneavoastră povești de viață și, desigur, să discutăm ca două mămici. Invitata specială este îndrăgita artistă Fănița Modoran, căreia îi spun bine ai venit! Bine te-am găsit, Lavinia! Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Sunt un pic emoționată, pentru că știu că o să mă descoș puțin așa de, din viața mea. Și vă aștept cu nerăbdare. Mă bucur că suntem în noul an și că ne-am întâlnit în noul an, că te numeri printre artiștii care au pășit în casa aceasta minunată, frumoasă a emisiunii și că ai acceptat această invitație. Vreau să spun înainte de toate că vom discuta, așa cum am prezentat încă de la început, și cât îmi vei permite tu, pentru că nu-mi place niciodată să trec dincolo de intimitatea pe care artistul vrea să o păstreze strict personală. Fănița, draga mea, cum au fost sărbătorile de iarnă? Pentru că a fost un an altfel, 2020. Sperăm ca 2021 să vină cu surprize și bucurii în viețile tuturor. A fost un an greu, profesional, pentru că noi, artiștii, suntem obișnuiți acolo pe scenă. Dar din punct de vedere al realizărilor, pot să spun că a fost un an unul dintre cei mai fructuoși din ultimii 10. Și știu că și profesional, și profesional te-ai redescoperit odată cu venirea pe lumea Emiliei, ți-ai dat seama că te descurci de minune cu copiii. Absolut. Chiar totdeauna mi-a plăcut să predau, să lucrez în învățământ ca profesor, iar acest an mi s-a concretizat, mi s-a îndeplinit visul. Sunt profesor de muzică la unul dintre cele mai prestigioase licee din Ilfov și salut pe această cale elevii mei, colegii mei profesori, domnii directori și felicitări, Fănița, părinții, pentru această mare realizare din viața ta. Mulțumesc. Ce zice micuța Emilia, că mama, iată, este cadru didactic? Păi mai ales acum că predau online, chiar dacă intră unde îmi țin lecțiile, îmi spune, șt, decât îmi iau ce îmi trebuie. Atât de înțeleaptă este, că totuși deci, e mică. Pe cuvânt, la 3 ani jumate este un copil extraordinar de inteligent, cum se spune, fiecare părinte își laudă copilul, dar pot să spun că copilul meu este un copil extraordinar de inteligent. Și este copilul pe care ți l-ai dorit dintotdeauna. Este copilul care mi l-am dorit dintotdeauna, copilul care a venit pe lume atunci când îmi pierdusem orice speranță. Mi-a luminat viața, mi-a schimbat cursul vieții. Am un țel în viață, pentru ce să plec de acasă la evenimente, pentru ce să apar în fața publicului plină de fericire, de entuziasm. N-ai avut o viață ușoară, Fănița, și în ciuda întâmplărilor și a încercărilor pe care tu le-ai depășit, ești omul care știe să zâmbească și, mai mult decât atât, care știe să ofere un echilibru și optimism oamenilor care îi solicită ajutor. Dacă ar fi să socotesc cât am pierdut în această viață până la vârsta de 46 de ani, cât mulți am ani acum, înainte, nu mă ascunde nimeni. Mulțumesc la fel. Deci când de la vârsta de 14 ani, dar când pe scenă și aveam banii mei de la vârsta de 14 ani, din clasa a noua de liceu. Cred că aveam nu o casă sau două, aveam 5 vile din alea pompoase. Am avut încredere în oameni întotdeauna. I-am primit în viața mea, în casa mea, în intimitatea mea și sunt oameni care atunci când ești mai... te simt că ești un pic vulnerabil și ești sincer. Nu am cuvinte să spun. Adică am avut foarte, foarte mult și prieteni și din anturajul meu care i-am primit la mine în casă și după care mă trezeam că, uite ce spune cutăriță de tine sau cutăriță. Nu de asta mi-au dat lacrimile, pentru faptul că am avut o viață foarte grea, nu de acasă, de la părinți. În viața mea personală. Adolescentă fiind și adult. Și de adolescentă, pentru că eu singură mi-am luat viața în piept. De la vârsta de 18 ani, mi-a ajutat Dumnezeu și datorită soțului meu, Ovidiu, ne-am făcut 2 facultăți. Acum suntem și la master.
nu știu ce o să mai fie pe viitor, dacă o să mai fac doctora și asta, nu cred că nu mai, am obosit, gata. Dar am zis că pe viitor îmi selectez oamenii care sunt lângă mine. Nu o să mai fiu atât de credulă, pentru că am făcut foarte mari greșeli și fac în continuare, tot nu mă potolesc. Și, eu sunt foarte sensibilă și îmi produce o mare suferință o persoană care mă dezamăgește. Sufăr efectiv. De ce crezi că oamenii ți-au întors bunătatea asta ta și de ce unii nu prețuiesc ceea ce au și primesc, pentru că prietenii în ziua de azi cu greu mai găsești. Și spune-mi dacă în această categoria include și membrii familiei care te-au dezamăgit. Niciodată. Deci, practic, prietenii. Nu. Prietenii, de-a lungul timpului, chiar și recent, m-a dezamăgit cineva extraordinar de tare. Pentru că noi știi că ne cunoaștem de ani de zile, îmi cunoști foarte bine viața. Și niciodată sper să nu mă număr printre oamenii care te-au dezamăgit. Niciodată. Ești unul din oamenii pe care îi iubesc cu toată ființa mea, pentru că ești sinceră. Și chiar dacă sinceritatea uneori deranjează și spui cuiva, vezi că nu stă bine cum ești îmbrăcată, vezi că nu te-ai coafat bine, unele persoane se supără. Eu apreciez asta. Și cel mai mare critic al meu este sora mea. Când sora mea îmi spune, vezi că te-ai îmbrăcat și ți se vedeau picioarele nu știu cum, vezi că nu te-ai fardat bine, vezi că nu știu ce gesturi ai făcut. Da, dar asta e din iubire? Omul care știe din iubire, să fie și dar critic sora mea înseamnă o, că... Cred, e cel mai mare critic al meu și este cel mai mare ajutor al meu. Dacă sora mea n-ar fi fost, nu știu ce mă făceam cu Emilia, cine rămânea cu ea când plecam la evenimente. Știu, și eu am cunoscut-o și este un om atât de modest și de simplu. Emilia o adoră. Da. Și să fim sănătoși și au trecut sărbătorile cu bine. De Crăciun am fost în Maramureș. Revelion l-am făcut acasă. Chiar a fost, cred că primul revelion după, să nu zic 30 de ani, dar după 25 de ani, când am stat acasă eu cu Ovidiu și cu Emilia. Până la venirea pe lumea Emiliei, știu că ți-ai dorit cu ardoare și ai mai devenit mamă, Fănița. A fost o până a fost de înainte, mare în înainte ta. De Emilia. Înainte de Emilia, nu vreau să mai plâng. A fost, s-a întâmplat, acum deja avea 14 ani, dacă nu se întâmpla necazul. Asta a fost să fie, așa zic eu. Dar Dumnezeu, cred că mi-a dat-o pe Emilia, cred că este reîncarnarea celeilalte Emilia, pentru că pe cealaltă o chema Raluca Maria. Deci ai apucat să strângi și primul pui în brațe? Nu am apucat să o țin în brațe, deși a trăit aproximativ o săptămână. Nu, n-am avut bucuria asta. A fost un șoc. A fost un șoc foarte mare când am mers și n-am mai văzut-o acolo. Nu mai vreau să vorbesc despre asta, te rog. Nu. Mergem mai departe, dar... Nu, pentru că acum n-am uitat-o și n-am să o uit niciodată. Și de fiecare dată când... E ziua de Sfânta Marie, îmi par că se spune că atunci n-am apucat să o botez. Și îmi par ceva și tot timpul o pomenesc, chiar dacă, nu știu, Dumnezeu e acolo sus și știu că mă aude și mă vede. Dar mi-a rămas un gol în suflet și o să rămână toată viața. E normal, Fănița, și eu aici știi de ce? Nu că pot să înțeleg durerea. Sunt mamă, îmi imaginez prin ce ai trecut, dar mai mult de asta, vezi, meseria de mamă, între ghilimele meserie, este singura care nu e prețuită. Numai o femeie, numai sufletul unei femei poate înțelege ce înseamnă să te chinui 9 luni de sarcină și cât de greu poate fi și cât de... prin câte lucruri poți să treci, atunci e mai grea acceptarea aceasta care vine. Și nu numai pentru mine, și în cele 9 luni de sarcină sau de săptămâni sunt. Dar faptul că tu știi bine că eu la a doua sarcină cu Emilia, eu am stat 5 luni în spital. Adică știi ce înseamnă spital. Mă gândesc cât curaj ai avut să... Nu, câtă răbdare, pentru că sunt o fire foarte agitată. Eu nu am răbdare. Nu am răbdare nici la coafor, dacă merg, mi se pare că stau prea mult. Oriunde aș merge, nu am răbdare. Așa. Și... Dar erai asigurată că sarcina va evolua bine? Că tu, nu. Trecând prin asta, abonezi că ai avut teama am mai aceea avut, interioară. Cu cealaltă sarcină am stat 2 luni jumătate în spital. Tot așa,
cu picioarele ridicate, pur și simplu nu mă dădeam jos din pat. Iar după Emilia, 5 luni de zile stând în pat, deci m-am internat pe 10 decembrie, deci acum 4 ani, zic bine, în 2016, eu eram în spital pe vremea asta. M-au prins sărbătorile acolo, am ajuns în decembrie pe 10 și am ieșit pe 15 aprilie cu Emilia în brațe. Nu pot să cred. Și în fiecare zi mă rugam la Fecioara Sfântă, de-aia am și pus numele Maria, pentru că m-am rugat toată sarcina și am zis, eu trebuie să ies cu copilul ăsta din spital, neapărat. Și mă rugam, deși nu aveam certitudine, număram zilele ca naufragiații. Sau câte cum au trecut spun. Și câte, câte mai au sunt. Trecut, câte mai sunt, ca să treacă săptămânile, chiar dacă se întâmplă să nu mai pot să țin sarcina și nasc prematur, să-mi trăiască. Și ne-a ajutat Dumnezeu și am ieșit împreună. Nu știam să mai merg. Deci nu știam să mai merg, pur și simplu. Păi după atâtea luni de stat la pat. Ții minte că după sărbători a venit Ovidiu, era un soare. Și pentru simplu fapt că nu mi-a adus prosop alb și mi-a adus albastru, săracul s-a mai dus odată acasă. Și când a venit, atunci mi-a adus de afară, după balconul spitalului Polizu, un bulgăre de zăpadă. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale finei mele, Vicky Iosif. Urmează să o cunun la anul cu Mânia de Argint, bineînțeles. Să fie într-un ceaz. Dacă nu avea grijă de mine, Vicky, cu doamna Mirela, asistenta șefă de la Polizu, pur și simplu a fost o întâmplare să nimeresc pe mâinile lor, să spun așa. Deci am fost tratată mai bine de 1000 de ori decât într-un spital privat în care trebuia să și nasc. Și Dumnezeu a făcut să ajung acolo la el. Păi Dumnezeu ți-a vorbit prin oameni, Fănița. Da, și am stat, cred că, în acea rezervă aproape cele 5 luni mai mult singură. Au fost sărbătorile, stăteam singură de sărbători, de Crăciun, de... Și zic, dacă și Paștele mă prinde cu Emilia aici, zic că nebunesc, vreau să ies, că nu mai pot. Deci nu mai puteam și când am născut. Au venit, deci toată secția a venit. Tot etajul 2 parcă era, dacă nu mai... Da, etajul 2. Infirmiere, asistente, deci a fost parcă era copilul tuturor. Ce a simțit Ovidiu când l-ai făcut atât de fericit și a devenit tătic? Eu bineînțeles că eram în sala de naștere, că am născut natural. Pe cale naturală. Am fost foarte ambițioasă și mi-a zis fina Vicky Iosif, zice, când a ieșit, zice, și-a văzut-o pe Emilia, a început să plângă în hohote. M-a așteptat săracul de seara. Tot ce a adunat el în toată sarcina ta. Absolut. Și toate greutățile. Păi, să mergi după cineva la spital zilnic, poate chiar de 2 ori, și să nu-mi refuze nimic. Nimic, indiferent ce vroiam și dacă pofteam la, nu știu ce să dau un exemplu, la un bibelou sau la, când plăcea mie cum pe arată, la ți-l aducea. Mi l-a aducea să nu mă supere. Iar în clipa care am născut-o, vă rog să mă credeți, pe Emilia, și mi-a dat-o în brațe, când am mirosit-o, deci mirosea exact cum mirose pielea lui, pe cuvânt, și am zis, să te rog să-i spui, i-am zis finei lui Vicky, zice, i-am zis să-i spui că miroase ca el. Și când a ieșit și i-a spus, deci s-a topit tot, plângea, că a văzut-o, îți dai seama. Deci de mic a fost leită el. Cu mine seamănă, cred că la forma ochilor puțin. Da, iar de când m-am operat, de mi-a făcut blefaroplastie, nici măcar, are ploapele lăsate exact cum le am eu, de obicei, cum le aveam înainte. Că acum... Forma ochiului, așa. Forma ochiului, da, și când se uită și nu-i convine ceva. Vai, dar se duce și mă spune la taică-sul, mami m-a supărat. Dar cum l-ai cunoscut, Fănița, pe Ovidiu? Cum a apărut în viața ta? Pentru că eu nu vreau acum să facem asta, că suntem în emisiune, dar este omul cu adevărat special și bun. Ne cunoaștem de mulți ani, din 2009. În 2009 ne-am cunoscut. El e mult mai mic decât mine. Mult mai mic decât mine. Așa că mă mândresc că am un soț tânăr. Da? Ai făcut și... o alegere bună. Da, mi-am asigurat bătrânețea, cum se spune. Fac un spirit de glumă, știi că eu sunt mai zăpăcită. Și ne-am cunoscut în ultimul an de facultate. La muzică, era anul 3, dar el nu prea frecventa cursurile. El venea doar la examene și eu am întrebat pe Bezi. Eram singura fată din toată grupa. Aveam mai băieți și îmi spuneau că eu sunt cloșca lor. Și a mai venit un pui în ultimul semestru. Atunci l-am cunoscut. Și la început n-am avut nicio treabă, nicio relație. După o perioadă am mers pe undeva pe la Cocoșul Roșu și am cântat acolo. Când îl văd, zic, eu pe ăsta îl cunosc de undeva.
E puiul de la cloșcă de la facultate. Te cunosc pe tine? Păi, el cum îi zâmbăresc tot timpul cu fața aia, eu zic de milog, pentru că cu el nu te poți certa niciodată. Deci nu ai cum să te ceri cu Ovidiu, nu ai cum. Nici dacă vrei, adică... Nici dacă vrei, deci mă enervezi și mai tare. I-am zis, zi-mi și tu ceva, ca să am și eu cu cine să mă cer. Ce mă pun la mintea ta, dar calm. Așa, și ne-am cunoscut atunci, am cântat împreună și am rămas în continuare. Am mai fost vreo lună, două, am dat licența, s-a terminat și a rămas și am continuat și ne-am făcut trupă, care există și astăzi. Câte un acordeon, cât o vioară, până avem o trupă închegată. Ovidiu Ben, cum îi spune. Da. Știi, Emilie îi spune Bendule când o supără, dacă și o dată tati, după aia, Ovidiu, și dacă nu îi răspunde, Bendule, ești bun băiat, dar te rog, ascultă-mă și pe mine. Deci, dacă o știu. A luat spiritul de la voi al glumelor și al veselii. Da, nu vorbește niciodată ceva iurea fără să se uite la mine, să dacă greșește și vorbește dezacordat, o corectez. Vezi că zic că ai vorbit aiurea și nu-i frumos. Să vorbească corect, asta vrea. Vreau. Și eu aș vrea, când o să facă 6-7 ani, să o dau la muzică, la un liceu de muzică. Ovidiu nu. Ți-ar plăcea să meargă mai departe și să absolut vă urmeze absolut, pasiunea până la urmă și după aceea serviciul. Absolut, pentru că eu singură am mers la școli de muzică, sigur mi-am făcut repertoriu, singură mi-am cumpărat costume populare, deși aveam sprijinul financiar al tatălui meu, dar mai mult singură, am fost foarte bătăioasă, să spun așa, și ambițioasă. Fănița, cum este relația Emiliei cu bunicii, bunicii din partea ta și bunicii din partea lui Ovidiu? Vorbesc la telefon? Cu ai mei, da, într-adevăr, mai mult că suntem mai aproape, eu sunt din Giurgiu și merg mai tot timpul acolo. Cu socrii mai răruți, pentru că ei sunt din Bârlad, până ajungem acolo. De obicei, cum mai mergem la Chișinău să mai înregistrez, atunci mai trecem pe la dumnealor. E distanța puțin mai mare. Da, sunt oameni extraordinari. Ne ajută foarte mult, dar să dea Dumnezeu la toată lumea, soacră și socru, cum am eu. Ce frumos. Sunt oameni extraordinari. Ne trimit pachete și acu-i trimite la copilaș pachetel. Cu hârtiuțe, adică copilașul Ovidiu. Cu hârtiuțe scrise, mămică, să mănânce asta, să face asta, ca să fie copilașul sănătos. Și nepoată să... Nu or să las-o pe noastră. Oricum, nu asta contează. Important că-mi iubește copilul. Soțul, normal, că e copilul dumneaei, al dumnealor. Și asta e tot ce contează. Că... Și tu mereu ai vorbit frumos despre dumnealor. Absolut. Și uite, chiar și acum sunt părinții și cei care i-au dat viață. Să le dea Dumnezeu viață lungă. Nu numai pentru faptul că ne ajută, pentru că sunt oameni foarte civilizați și se vede după Ovidiu cum a fost crescut. Da. Pentru asta le mulțumesc, pentru produsul că l-au educat extraordinar de bine. Pe nu l-au să se certe cu cineva, din potrivă, mă ponderează când vede că mă enervez. Zice, de ce trebuie să te superi? Iau așa ușor, că să vezi că dacă tu o iei așa ușor treptat, o să se rezolve totul. Cu nervi nu faci nimic. Și nu crezi că poate te-ai schimbat până în prezent puțin datorită faptului că l-ai ca suflet pereche și că te completează și te-a mai temperat față de cum te știi că erai înainte? Mă mai temperează, dar fierul rămâne fier. N-am cum. Dacă eu sunt aur, el e leu. El e foarte calm. De o calmitate, câteodată, ți-am zis, mă enervează. Aș vrea să am și eu măcar un sfert din calmitatea lui. Adică să nu fiu așa. Dar n-ați fi făcut față, Fănița, dacă era altfel. Dacă era la fel ca mine, nu. Îți dai seama că... Erați în ringul de box. Eram, acolo. Da. Eram în Emilia, cu cine are relația mai apropiată, cu tatăl sau cu tine? Cu amândoi. Cu mine e mai răsfățată, pentru că îi permit orice. Și Ovidiu, eu mai cert. Vezi că ai făcut aia sau aia sau aia. Dar de când a început grădinița în toamnă, taicăsul e prietenul ei de grădiniță, de parc. Nu mai doarme cu mine, doarme cu el. Mie spune, acum îmi spune, cu tine dorm mai la vară când o ninge. Mai la vară când o ninge. Mai la vară când o ninge, dorm și cu tine. Nu vrea să doarmă cu mine, că a zis că taicăsul e prietenul. Ei citește povești cu lumina închisă, taicăsul. A, și dacă citește nu le mai citește, da, le inventează. Păi și n-auzi, le citește povești, citește-mi o poveste, dar închide lumina. Vorbesc serios, deci e... Aveți o atmosferă caldă și frumoasă în familie. Absolut. Acolo îți găsești liniștea după zilele grele de filmare, de registrări, de spectacol. Uite toate supărările și toate problemele și de oboseală și de tot. Când ajung acasă,
Am pentru cine să gătesc, am cui să fac torturi, prăjituri. Știi, mi-aduc aminte că noi ne-am cunoscut în sediu vechi, în urmă cu aproape 7 ani de zile, când ai venit în emisiune și erai cu Gil și a venit o provocare cu întrebări. Și zic, Doamne, cât poate fi de simpatică femeia asta și cât râde. Nu eram îmbrăcat în... Atunci la Revelion în costumul de epocă. Până la Revelion, da? Aveam edițiile din platou. Și uite că de atunci până în prezent ai rămas același om și plin de haz și veselie. Știu, păi, dar nu mă pot schimba. Cred că, nu trebuie cred să că și schimbi asta mă oameni. Ține în formă, pentru că mulți nu-mi dau vârsta care o am. Așa că sunt în costum popular, par un pic mai orice solisă, mai matură. Dar dacă ies pe stradă și mă îmbrac... Nu. Păi nici eu nu ți-am dat vârsta pe care tu ai, dar iar, să fii sănătoasă să o triplezi. Iar Emilia îmi zice așa, zic, dacă merge la televiziune, te îmbrac mami și pe tine în costum popular, nu că nu vreau să fiu babă. Adică eu sunt babă? Cam da. Mulțumesc, mami. Zic, nu că n-ar fi așa. Nu se regăsește. Ce vrei să te îmbraci? Eu vreau să mă îmbrac în prințesă. Și pe tati, păi ce, dacă îl mai pupă mult pe Moș Crăciun, o să se facă și el moș. Ești un om credincios, Fănița? Foarte credincioasă sunt. Deci, merg la biserică și spre rușinea mea, ultima perioadă n-am mai fost. Merg foarte, foarte des, mă rog, iar ce m-am rugat, Dumnezeu mi-a îndeplinit. Inclusiv cu minunea din viața ta, cu Emilia. Minunea din viața mea, iar în acest an care a trecut, m-am dus și m-am rugat la Dumnezeu fără să-i spun nimănui, că se spune că nu trebuie să spui. Da. Și m-am rugat, am zis, Doamne, ajută-ne să rezolvăm. Mi-am pus o dorință. Dorința mea era să ne luăm și noi o altă casă la curte. Și am zis, haide să luăm, unde să luăm, unde să luăm. Ovidiu vrea tot pe aproape pe lângă București și am zis, decât să stau să fac o altă navetă, mai bine reușim. Și am reușit. Și înainte de sărbători, ne-am luat o căsuță la munte în Bușteni. S-o stăpâniți sănătoși, mulțumim. O meritați pentru munca voastră și pentru omenia pe care o aveți. Este o destul de frumoasă și măricică. Să fim sănătoși, atât locul am vostru zis. De relaxare. Să de relaxare. Nu mi-a plăcut și nu-mi place să fiu snoabă. Niciodată n-am fost snoabă. Dar cine zice, Doamne, iam. Și pentru că tot am muncit și noi anii ăștia de că suntem împreună, am mai pus deoparte, mai cu una, mai cu alta, ne-au mai ajutat socrii, bineînțeles. Ai simțit totuși, în ciuda acestor realizări pe care le-ai avut, Fănița, că s-a întâmplat să-l rogi ceva și poate că nu te-a auzit sau că nu s-au înfăptuit lucrurile așa cum ți-ai fi dorit și în momentul în care tu te-ai fi așteptat? Niciodată. Nu există să... Adică mi se pare iurea să spui Dumnezeu nu m-a ajutat. Nu. Înseamnă că poate am greșit undeva, cândva. Și dacă m-am rugat, nu am primit acea răsplată pentru că nu m-am rugat cum trebuia sau nu i-am mulțumit când mi-a dat ceva. Deci cât acum, de frumos ai spus. Acum eu să mă liniștesc săptămâna asta și vreau să merg 6 săptămâni la mănăstirea unde m-am rugat pentru această casă, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a îndeplinit dorința. Adică la Dumnezeu nu trebuie să mergem numai când avem nevoie de El sau și să doar ne rugăm. Când cerem, da? Și în fiecare dimineață când mă trezesc, deci la mine nu se usucă candela niciodată. Și atâta îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat să mai trăiesc încă o zi. Îți mulțumesc pentru viața care mi-ai dat-o, pentru profesie și în primul rând pentru familia care mi-ai dat-o, pentru soțul care mi l-ai dat bun și pentru copilul care mi l-ai dat. Pentru că e foarte, foarte greu să stai lângă tine un om, să fie sincer. Oamenii sunt schimbători. Și eu zic că cu toții am pățit-o, cândva. Ferească Dumnezeu, nu doresc nimănui asta, dar se întâmplă, asta e, n-ai ce să faci. Și să știi că sunt întotdeauna pregătită, întotdeauna, indiferent prin ce aș trece, să iau de la capăt. Pentru că sunt o luptătoare și așa îmi place. De ce să stau să-mi plâng de milă? Niciodată nu mi-a plăcut să-mi plâng de milă, chiar ți-am zis, am avut o perioadă foarte proastă înainte de sărbători, m-a supărat cineva foarte tare și am spus, stai așa un pic. Mă uit singură în oglindă și spun, Fănițo, trezește-te, gata. Viața merge mai departe și așa fac, așa am trecut de fiecare dată și am trecut prin multe necazuri, prin multe. Vezi de autosugestie pe care o ai. Accidente de mașină, jaf armat la una din casele de schimb unde lucram cu ani în urmă.
Eu am lucrat tot timpul. Deci sunt mândră și sunt fericită că am 25 sau 26 de ani de muncă. Pe când, și câștigul ți-a venit în urma muncii tale, și cinstit, câștigul, adică. În urma muncii mele am muncit întotdeauna decent, în afară de faptul că mergeam la evenimente și pe unde mai cântam, ca toți artiștii, da? Dar pe mine așa m-a învățat tatăl meu și mama mea, să, în afară de faptul că mergi să cânți, trebuie să ai o profesie stabilă, să ai, o, cum spun ei, o carte de muncă. Carte. Și contează, pentru că degeaba ne înșelăm noi și spune, a, lasă, ce să fac cu pensia, mai ajung eu la pensie. Iată că mai sunt câțiva ani, mai sunt, să zic, 20 de ani, poate chiar mai puțin și o să ies la pensie peste niște ani, nu? Ce să fac să aștept să-mi dea soțul meu de, nu știu, să-mi iau o pereche de pantofi? Nu. Pentru că vrem sau nu vrem, mai devreme sau mai târziu, această profesie îți spune cuvântul. Vine tineretul din spate și mi se pare normal. Și noi la rândul nostru am venit în spatele altora. Așa că trebuie să fim conștienți. Nu numai am astăzi, mă îmbrac, sunt cea mai frumoasă, sunt cea mai, când cel mai bine. Nu. Într-adevăr. Fiecare la timpul lui. Dar trebuie să fim conștienți că anii trec și să rămâi cu ceva. Cu o familie, cu o casă. Cum spun părinții mei, să o lași tu la rândul tău copilului tău sau copilor tăi. Așa mi se pare normal. Înțelepciune multă și, uite, sfaturi constructive pentru mine și pentru cei care ne urmăresc. Fănița, vreau să-ți mulțumesc că ai venit astăzi în emisiunea Folclorul sub lupă. Vreau să-ți mulțumesc că ai fost atât de sinceră și lacrimile tale au fost și motiv de bucurie, dar și motiv de nostalgie. Pentru că ești genul de om care... de la care chiar ai ce învăța. Dar acum, în încheiere, aș vrea să-mi spui dacă ți-amintești de un sfat pe care tu l-ai prețuit, l-ai purtat în inima ta, l-ai urmat, pe care l-ai primit de la mama ta și tu, la rândul ți, ca mamă, îl dai Emilii. De ce m-a învățat pe mine mama mea când am plecat de acasă și mă mai vedea supărată uneori, ca orice părinte. A zis, indiferent cât ai fi de supărată, să cânți, că trece durerea din suflet. Și indiferent cine te-ar supăra, ca artist, ca solist, când ești pe scenă, chiar dacă ai auzit că a murit eu în clipa aia înainte să intri pe scenă, tu să cânți. Sau dacă stoarnă cineva o găleată cu apă în cap rece și tu ești pe scenă, îl ignori și tu cânți. Iar zice, din asta să înțelegi cam ce trebuie să faci tu cu viața ta. Adică pur și simplu, indiferent ce impediment ai avea, trebuie să mergi mai departe. Consider că asta de fapt te-a întărit și te-a făcut atât de luptătoare cum ești și poate Emilie ar fi la fel de mare ajutor? Întotdeauna sfaturile părinților mei mi-au prins bine și acum că sunt bătrân, nu foarte bătrân, au în jur de 70 de ani. Să fie sănătoși. Mulțumesc la fel, mi-au prins și îmi prind bine. Eu nici acum când iau anumite decizii nu le iau fără să-i cer sfatul tatălui meu. Dacă tata spune, tată, e bine, câteodată, na, părinții mai spun, e bine sau nu e bine. Și conflictul între generații, absolut, e normal. Absolut. Dar eu nu fac ceva fără să-i cer, tată, e bine? Tu ce crezi? Asta vreau înseamnă să știu respectul pentru cei care te-au crescut. Și cel mai mare respect al meu, care l-am avut vreodată față de un om, a fost bunicul meu. Modoran. A fost cel mai frumos caracter, cel mai bun suflet. Era toteleu. Era de o calmitate și de o înțelepciune ieșită din comun. Și am învățat foarte multe de la dumnealui. La fel a zis, înainte să deschizi gura, să vorbești, gândește și răstălmăcește cuvântul ăla de 10 ori. Și abia 11-a oară să-l scoți pe gură. Ca să îți lipsește prezența bunicului. Foarte mult. Erai nepoata bunicului. A bunicilor. Și pe bunica mea la fel. E foarte dor de ei. Să te bucuri totuși, Fănița, că uite, ai părinții în viață, că sunt alături, se spune că ai părinții, ai sufletul de copil și să-i păstrezi în amintirea ta ca o flacără vie. Pentru tot ce ți-a oferit frumos și pentru toate înțelepciunile acestea pe care le-ai dobândit de la dumnealor. Și pentru cum ne-au educat, cum ne-au învățat să fim, să rămânem surori,
că sunt eu și sora mea și mai avem pe verișoara noastră, care am crescut de la 2 ani împreună. Te rog să mă crezi că și astăzi, când suntem mame și suntem femei mature, da? La fel de mult ne iubim și ne ajutăm cum eram în copilărie. Adică dacă una are vreo problemă sau să spun, are una o pâine, o împărțim în trei. Asta înseamnă că au știut să vă țină mereu absolut apropiate. Iar verișoara noastră, Nico, niciodată n-a făcut diferențe, să zic că mă iubește pe mine sau pe sora mea mai mult sau invers, sora mea fiind mai mare, că ea ne-a crescut pe amândouă, că între mine și verișoara mea e o diferență de 3 luni, atât. Și ea i-a crescut și crește copilul și lui verișoara mea. E un pic mai mare, Eric, nepoțelul meu, dar ea, la fel cum făcea temele cu mine și cu Nicoleta. Nicoleta era mai, o ducea capul mai, nu că o ducea capul, era dacă îi zicea sora mea, dacă nu stai acolo să înveți, vă bat. Eu așa în fiecare zi, și pentru asta îi mulțumesc lui sora mea, nu exista zi de la Dumnezeu să nu mă bată. Pentru că nu vreau să fac aia. Îmi spunea și du-te și ia forajul. Nu vreau. Nicoleta, tu te duci să iei mătura. Ea venea cu mătura și ziceam, de ce te-ai dus? Păi mă bate. Păi lasă să te bată și pe tine, păi de ce să mă bată? Păi și după de aia erau vai de capul meu dacă te-am făcut. Că te făceam, că eram tartor. Numai prostioare făceam. Și cel mai tare îl supăram pe bunicul. Ne-a alergat odată cu narac, ții minte, până la stația de autobuz. Eram toate trei înșiri indian. Și bunica meu după noi, săracul desculț, abia venise de la CAPP unde lucra pe vremuri. Acum că tot ai adus în discuție despre bunic și pentru că emisiunea noastră se apropie de final, că ce-i frumos trece repede, aș vrea să-i adresezi așa, dacă l-ai fi avut în fața ta, câteva cuvinte frumoase și sensibile în încheierea acestei emisiuni. Te iubești, mi-e dor de tine, tataie. Te iubești din suflet și lipsești. Și de multe ori am avut nevoie de sfaturile lui și, din păcate, nu mai este. Atât. Și dacă vă promiteam că vă voi surprinde cu discuțiile pe care le vom purta în cadrul emisiunii, astăzi, unul din invitații speciali, un artist iubit și un suflet foarte blând, doamna Brândușa Covalciuc-Ciobanu, a acceptat invitația noastră și îi spun bine a venit. La mulți ani în noul an, doamna Brândușa! La mulți ani, Lavinia, la mulți ani, dragi telespectatori, la mulți ani, Etno TV. Mă bucur că sunt alături de tine în această zi frumoasă. Am început anul cu dreptul, dacă suntem împreună de la început de an, cu siguranță sper să fie un an mai bun decât 2020. Cu siguranță așa va fi și prima întrebare pe care v-aș pune-o ar fi de faptul că sărbătorile au trecut, dar este primul an în care dumneavoastră împreună cu fiul proaspăt căsătorit, să zic așa, și îl felicit pentru asta, au avut cununia civilă, ați petrecut aceste sărbători întrei. Cum au fost? Au fost ca într-o familie, cu bucurii, cu surprize din partea copiilor pentru mine, din partea mea pentru ei. Este al doilea an când suntem de sărbători fără soțul meu, deși anul trecut eu de sărbători am cântat și am fost plecată, dar este... A fost al doilea Crăciun și al doilea Revelion fără soțul meu. Vă simțiți sufletul incomplet, doamna Brândușa, și considerați că singurătatea totuși este grea? Avantajul e că l-aveți pe băiat împreună cu Nora lângă dumneavoastră în casă și locuiesc acolo în prezent. Singurătatea o pot spune toți cei care sunt singuri, că este foarte grea. Peste tot în casă, pe unde... mă întorc, îl văd. Dacă mă uit spre canapea sa, dacă stau în sufragerie la televizor, e ca și cum ar fi lângă mine, pentru că de multe ori stăteam și vizionam filme împreună. Și acum în locul lui pe canapea din sufragerie am făcut o pernuță, în Italia mi-a făcut-o verișoara mea, o pernuță cu poza noastră
Și pe locul lui stă acea pernuță, e ca și cum ar fi lângă mine. Îl visați, doamna Brândușa? Nu l-am visat foarte des, cred că de vreo două ori, dar ultima dată când l-am visat, paradoxal, deși când îl visam mă trezeam așa cu sufletul gol, m-am trezit îmbrățișându-l și el pe mine și atunci când m-am trezit era ca și cum ar fi fost reală îmbrățișarea și n-am mai avut acea stare de gol. Nu știu dacă cineva poate înțelege sentimentul ăsta. Povesteam în vis, povesteam unei prietene că el a fost plecat și că nu m-a sunat și ce-o fi cu el și deodată am văzut că aveam o casă cu demisol și făcea focul și zic, ia uite, a venit și nici măcar nu m-a salutat. Și deodată m-am trezit îmbrățișându-l și îmbrățișându-mă și așa m-am trezit. Se vede că îi simțiți lipsa. A fost trecutul, prezentul dumneavoastră și poate nici o clipă n-ați gândit că veți rămâne văduvă. Nu, pentru că am sperat într-un transplant hepatic, lucru care, dacă n-a vrut Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Eu cred că s-a bucurat de o viață frumoasă alături de dumneavoastră și l-ați împlinit, pentru că știu că dorința dumnealui foarte mare era să-i ducă cineva numele mai departe și iată că ați avut un băiat. Ca toți soții, toți își doresc băieți. Eu mi-amintesc că tatăl meu, pentru că mama nu i-a îndeplinit dorința, și pentru că sunt singurul copil, când îl întreba cineva ce a născut mama, spunea un copil, nu vrea să spună că are o fată. Iată că fata i-a dus numele mai departe tatei. Iar eu chiar mi-am dorit băiat și bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un băiat născut în aceeași zi cu tine. Da, știu, pentru că niciodată anual vă trimit cât un mesaj de felicitări, pentru că le merită și iată că nimic nu e întâmplător. Mai, uitându-mă la tine de fiecare dată când te întâlnesc, nu mi iese din gând prima noastră întâlnire. Tu erai aici la Etno în training, da? Da. Și după emisiunea de la matinal, eu mergeam la Fundeni pentru că soțul meu era internat acolo și Lavinia, cum este ea așa un bon om, la vine a spus, vă duc eu, doamna Brândușa, nu mai așteptați taxi, vă duc eu până la spitalul Fundeni. M-a impresionat gestul tău. Știu și... Pentru că în București este greu de condus. Nu regret nicio secundă, doamna Brândușa, pentru că acum văzându-vă și cum erați profund afectată, vă era fața tristă și ați vorbit tot drumul despre dumnealui și despre boala care l-a năpustit. Considerați că putea să faceți mai mult decât ați făcut sau aveți remușcări, că poate n-ați insistat mai mult? Până la urmă, orice aș fi vrut eu să fac, dacă nu a fost voia bunului Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Soțul meu era pe o listă de transplant. I s-a spus la un moment dat că tomografia arăta că are o aspergiloză pe unul dintre plămâni și anestezista de la Spitalul Fundeni n-a vrut să-i dea anestezie. Mi-a spus că moare în transplant sau după. Și atunci am lăsat la voia Domnului. Deci, practic, ați făcut tot ce v-a stat în putere. Mai mult de atât, corpul dumnealui n-ar fi reacționat la o astfel de intervenție. Deși, am făcut, după plecarea lui, am solicitat o necropsie care a spus că n-a avut nicio aspergilă. Dar de ce ați făcut lucrul acesta? Aveți îndoială aceea care putea... Ca să fiu eu convinsă că a fost așa cum a spus acea doamnă doctor. Și v-ați convins, iată, că adevărul a fost altul. Adevărul a fost altul, dar nimic nu se mai poate Mi se întoarce. Pare dureros pentru că poate se ia în calcul și vârsta pacientului. Nu, soțul meu avea 56 de ani, deci putea să aibă un transplant. Eu n-aș fi putut fi donator pentru el, pentru că aveam peste 45 de ani și ca grupă sanguină am B. El avea A. Ați avut multe cumpene de-a lungul vieții și chiar și dumneavoastră vi s-a pus un diagnostic greșit la un moment dat.
În, spun exact în ce an, în 2004 a avut mama accident vascular și a paralizat. În 2005 soțul meu a avut miastenia gravis și am stat cu el câteva luni la Fundeni, iar în 2006 mi-au spus că am cancer la sân, dar s-a dovedit, de fiecare dată îl salut pe domnul profesor Gheorghe Peltecu, care a spus că nu este și într-adevăr n-a fost. Ați avut trei ani consecutivi în care ați nu, am avut, îți spun exact, din 2004 până a plecat soțul meu, am avut cam 16 ani de un dute vino la spital, așa, pentru că mama a fost până în 2008, a făcut până a plecat, a făcut 4 accidente vasculare, după primul și-a revenit, a mers, dar mâna stângă n-a mai mișcat-o niciodată, după al doilea se ridica doar cu ajutorul nostru între perne, după al treilea nu s-a mai ridicat, iar la al patrulea a decedat. Și să înțeleg că mama dumneavoastră a locuit și a stat lângă dumneavoastră în toată această perioadă? Nu. Am avut un fin, Dumnezeu să-l odihnească, care a stat cu mama o perioadă. Când n-a mai putut el, am plătit diverse persoane care, așa, ca străinul, și-au bătut joc pe românește. Iar când am văzut că nu se mai poate, am cumpărat casa în care locuim, pentru că dacă aș fi adus-o pe mama în Botoșani, într-un alt apartament, soarta ei ar fi fost aceeași. Am adus o femeie care a stat cu mama. Mama a stat la mine 3 luni până la plecare. Iată că în casa dumneavoastră în care și acum locuiți, spiritual vorbind, dăinuie acolo și sufletul mamei și al soțului. Vă leagă amintiri și uite că ați avut puterea să treceți peste și să rămâneți în această casă în care poate ați avut și bucuriile, dar ați cunoscut și tristețile. Când ai o casă, indiferent că ai greutăți, că ai bucurii, este locul tău. Ați simțit o maturizare profundă în momentul în care mama dumneavoastră a plecat, doamna Brândușa, că se spune că ai părinți în viață, te simți încă un copil. Am simțit un gol foarte mare, pentru că plecând mama, eu nu am frați, nu am surori, tata a plecat când am avut mai multă nevoie de el, când aveam 28 de ani. Practic, am rămas fără... Singur. Cu Bogdan și cu Cristi. Când a plecat Cristi, am rămas cu Bogdan, care mi-a adus-o pe Angelica și iată, suntem 3. V-ați fi dorit să aveți dumneavoastră mai mulți copii? Aș fi putut să am, dar nu știu, așa a vrut Dumnezeu. Eu, până să îl am pe Bogdan, nu concepeam să n-am 2-3 copii, pentru că am fost singurul copil al părinților mei. Și mi-a fost greu, pentru că eu căutam compania tuturor copiilor. Când mă scăpa mama la vecin, uitam să mai vin acasă. Și aș fi vrut să am 2-3 copii, dar așa a vrut Dumnezeu. La naștere am avut niște probleme foarte mari. Eu am făcut un șoc, am primit mult sânge, mi s-a spus că am primit 6 flacoane de sânge, am făcut tensiunea 6, băiatul meu a fost reanimat pentru că s-a născut cu forceps și așa, de frică am zis, decât 2 fără mamă, mai bine 1 și bun. Părinții dumneavoastră v-au cunoscut soțul, au fost aproape de dumneavoastră în momentul în care ați devenit, să zic așa, mireasă și mamă. Sigur. Spuneați de tatăl că a plecat la ceruri mult prea devreme, când aveați vârsta de 20 de ani. Eram deja căsătorită, îl aveam pe Bogdan, Bogdan avea 3 ani, dar exact când aveam eu nevoie mai multă de el, a plecat. Ce sfaturi vă amintiți de la părinții dumneavoastră de la și tata? Poate le-ați aplicat și în educația lui Bogdan? Foarte multe îmi spunea tata. Știu că odată eram supărată și a
a venit lângă mine și mi-a zis, măi, Brândușica, tu așa te zbați pentru fiecare, vrei să faci pe toată lumea, să mulțumești pe toată lumea, zice, da, seara când te culci, te-ai întrebat vreodată ce ai făcut în ziua aia doar pentru tine, nu pentru alții, doar pentru tine. N-am zis nimic și de atunci mă mai întreb așa câteodată ce am făcut pentru mine în ziua respectivă. Când eram copil îmi spunea tata să nu treacă o zi fără să fac o faptă bună. Să mă întreb ce faptă bună am făcut în ziua respectivă. Sau mai veneam de la școală, mă mai porecleam că eu eram dolofan așa, dintotdeauna am fost supraponderală și mă mai porecleau mai și tata spunea, mă, fiecare pasăre pe limba ei piere și dacă îți mai spune cineva ceva, spune, cucuș strigă numele. Se vede că i-ați iubit foarte mult și că ați avut o relație da. Specială. Și un lucru de care am ținut cont, el o spunea în altă formă, dar să nu te dai mare în pantaloni mici, spune altfel. Deci am... Mesajul a fost bine păstrat și recepționat. Da. M-aș bucura să ne spuneți despre relația cu tatăl sau cu mama, cu cine erați mai apropiată, către cine vă confesați? Am fost apropiată cu amândoi, pentru că aveam micile mele secrete și cu mama și cu tata. Tata spunea să nu știe mama, mama spunea să nu știe tata. Și atunci eu... Dar care era dintre dânsii amândoi au fost cel mai aspru, să zic? Mama. Am încasat multe corecții. Mi-amintesc că eram, cred că, în clasa a patra, a cincea, nu știu. Și mama a cumpărat niște cireșe amare să facem dulceață. Dar le-a cumpărat pe cele mai mici. Și ea s-a dus în grădină la prășit și eu am avut de lucru. La un moment dat m-am plictisit și le-am dat la porc, care nu le-am mâncat. Din dulceața care ar fi trebuit să fie făcută din ele. Păi, dar care porc ai văzut tu să mănânci cireșe? Și mama a venit, a văzut ea că erau cam puține acolo în vasul respectiv și... Zice, ai terminat? Da. Când s-a dus la porc și a văzut, îți închipui ce chelfăneală am primit. Da? Eu ce era să-mi amintesc dacă eram așa, dacă aș fi fost așa de cumincioară. Eram năzbutioasă așa. M-am dus odată la vecinii mei care aveau 4 copii și mie mi-era drag la ei. Spunea tanti Ileana, cred că mai trăiește tanti Ileana, are 90 ceva de ani. Și spunea, măi, cum spui tu că fata ta nu mănâncă, că face mofturi la mâncare? Când vine aici, zice, radicea unu, așa. Păi era mai bine să mâncați. Păi mâncam mai bine cu vecinii, că mă îndemnam și eu cu copiii. Sunteți un om foarte blând, doamna Brândușa, și un om bun, un om cald la vorbă. Când vă amintiți că ați plâns ultima dată și mărturisiți-ne cu sinceritate și de ce? Păi eu, în ultima perioadă, plâng mai mereu, așa că... Că știu că vă ascundeți lucrul acesta și se întâmplă des să vă amintiți de momentele trăite lângă soț și lângă părinți. Subiectele care vă dor cele mai tare, de Am fapt. Promis mamei mele când trăia că n-am să o plâng. Mi-a spus că ei nu i-a plăcut niciodată să mă vadă plângând, să mă vadă trist. A zis că fața mea e frumoasă numai când râd. Și m-a pus să-i promit că n-am să o plâng. Și mi-a zis că nu vrea să o spăl cu lacrimile mele și de fiecare dată când vroiam să plâng, spuneam, nu plâng. Și o perioadă să știi că n-am putut să plâng. Nu mai puteam, nu mai aveam lacrimi. Iar după ce a plecat soțul meu, mă trezeam plângând așa și la un moment dat am zis stop, pentru că acei oameni care nu mă cunosc, nici nu vreau să inspir milă nimănui. Mie nu mi-inspirați milă, pentru că vă văd cu ochii în lacrimi și e normal, simțiți nevoia să vă descărcați sufletul, pentru că nu v-a nu fost cred că este om care trecut. care să nu plângă, nu? Care să nu se elibereze
plângând. Deși soțul meu îi spunea băiatului meu, bărbații nu plâng. Pe el l-ați văzut vreodată plângând? Pe Bogdan? Nu, pe soțul dumneavoastră. Da, l-am văzut de multe ori. Și de ce plângea doamna Brândușa? Nu. Și încerca să vă ascundă lucrul acesta? Când era emoționat așa, da. Ne uitam la un film. Și era un film cu, cred, nu mai știu cum se intitula, cu Denzel Washington, un mare actor. Era vorba despre, tot așa, de un transplant, ceva. Și m-a văzut plângând și a zis, indiferent ce ar fi Brândușa, viața merge mai departe. Am plâns amândoi. Filmul acela l-ați urmărit cu puțin timp ca să-i fie pus diagnosticul dumnealui? N-am înțeles. Filmul, zic, l-ați urmărit înainte cu puțin timp? Nu, când era bolnav. Când era bolnav, înainte, cred că cu vreun an înainte de a muri. Zice, oricum murim. Viața merge mai. Moile dumneavoastră, ce om puternic sunteți și prin câte ați trecut și totuși ați știut să faceți față încercărilor și nu v-ați pierdut credința în Dumnezeu? Niciodată, dar să știi că mergând cu soțul meu prin spitale, am văzut foarte mulți oameni, foarte mulți oameni. Am văzut mămici care suferă alături de copiilor și este cumplită suferința. Am văzut copii care suferă lângă părinți. Deci există foarte multă suferință, numai că noi vedem altfel lucrurile dacă nu le avem. Dacă nu avem noi parte de suferința respectivă, parcă nu, chiar dacă empatizezi cu cel care, dar numai când treci tu printr-o astfel de suferință, poți vedea greutățile prin care trece altul. Ce carități vedeți transpuse în fiul dumneavoastră și poate când vă e greu sau simțiți că sunteți leită de puteri, îl priviți, comunicați cu el și îl regăsiți ca fiind cel care v-a fost suflet pereche? Bogdan, pe lângă faptul că seamănă și fizic foarte mult și cu mine și cu soțul meu, a luat de la amândoi și calități, dar ca tot omul și defecte, defecte normal. El este cel care acum, dacă îi se pare că greșești ceva, imediat îmi face observație. De exemplu, acum în perioada pandemiei, de câte ori a văzut că vin la București, mai ales că eu vin cu mașina și oricât experiență aș avea eu ca și conducător auto, drumul până la București este foarte lung și mai ales că nu știu nici măcar o pană să o rezolv, nu? Și zice, iar pleci de acasă. Parcă ai avea 20 de ani. Nu te gândești că poți să întâlnești oameni de la care poți să contactezi virusul. Deci, eu cred că îl iubiți pe Dumnezeu și sunteți un om credincios și poate de asta vă și învingeți teama, să zic așa. După cum fiecare dintre noi știm că nimic nu se întâmplă fără voia lui și dacă am avut odată o problemă și l-am sunat pe părintele meu duhovnic care mi-a zis, m-a chemat la biserică și m-a întrebat dacă știu Tatăl nostru și am spus, da, părinte, vă rog să mi-l spuneți și mie. Și în momentul în care am zis, facă-se voia ta, zice, vă rog să mai spuneți odată. Și la sfârșit era vorba despre iertarea cuiva. Nu vreau să detaliez. Și mi-a spus, în momentul în care am ajuns la precum și nu iertăm greșiților noștri, zice, vă rog să-mi repetați de 3 ori.
și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi avem greșițele noastre. Și m-am liniștit. Pentru că v-ați simțit că v-ați eliberat, deci, și prin iertare poți trece. Doamna Brândușa, vă doriți să deveniți și bunică? Sigur! Cred că ar fi cel mai mare vis și cred ceva ar lipsi în casă. Cred că ar fi cel mai mare dar de la Dumnezeu acum. Copiii se gândesc să vă dăruiască această mare bucurie și Dumnezeu, bineînțeles, binecuvântarea? Până nu de mult, Bogdan era cam reticent, indecis, așa, și nu... Parcă n-ar fi. A zis să vadă ce se întâmplă pe planeta asta, pentru că nesiguranța zilei de mâine... Și am zis, indiferent ce ar fi, părinții noștri ne-au născut pe noi în vremuri mai grele, bunicii noștri au trăit vremuri și mai grele, atunci ce vrea bunul Dumnezeu, aia o să se întâmple, nu? Sunt convinsă că o să fiți o bunică dedicată și fericită și împlinită. Știi, spuneam soțului meu, zic, hai mai te rog, te rog, fă-și tu un efort mai mare, uite, regim mai mult, odihnește-te mai mult, că avea nevoie de odihnă pentru ficatul lui bolnav. Și el îmi spunea, și îi spuneam, poate ne aduce Bogdan o nepoată să o plimbăm amândoi prin parc, cum mergeam cu Bogdan, zice, da, sigur ai să o plimbi tu. Tu te-ai urcat în avion, în tren, ai plecat la emisiuni, la spectacole, la evenimente și eu rămân cu nepoata să o plimb. Zic, bine că... Avea puțin regretul acesta că totuși în viața pe care ați trăit-o împreună amândoi ați fost foarte mult plecată în turnee și în spectacole? Cu siguranță. Și dumneavoastră simțiți că n-ați petrecut suficient timp în familie? Mai ales cât a fost bolnav, da. Pentru că... îți dau un exemplu. Stăteam internată cu el în spital la Botoșani de foarte mult. Cei care lucrează acolo, știu lucrul ăsta. Mă internam cu el într-o rezervă și stăteam cu el. Dar aveam emisiune seara la televiziune. Îmi luam costumașul în sacoșică, nu cu troller să mă vadă lumea pe acolo că îmi plimb trollerul prin spital. Îmi luam într-o sacoșică machiaj, costumaș, mă duceam, făceam emisiunea, mă dezbrăcam, mă demacheam, veneam înapoi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Inclusiv am înregistrat înainte de a pleca soțul meu cu vreo săptămână, l-am și promovat aici la voi, Trec doi bătrânei, un cântecel ardelenesc cu o temă reală și vocea am tras-o în perioada aceea. Deci am rugat o infirmieră, o stat cu el o oră cât m-am dus la studio și am venit înapoi. Și... Ce eforturi supraomenești, a spus doamna Brândușa. Nu. Dar se ce putea v-a altfel spus înainte ca dumnealui să urce la ceruri? Pentru care au fost ultimele cuvinte? Nu. Sau aprecierile pe care ați simțit că vi le aduce pentru ce faceți? Nu. Cred că nici el nu s-a gândit că va pleca. Eu am... Era internat la spitalul de pneumo pentru că făcuse ascită, făcuse apă și la plămân și n-au putut să rezolve problema la Botoșani, l-am dus la Iași. Vreau să vă spun că acum pot să spun un lucru. Unul dintre cele mai horror spitale din România. Dacă aș arăta lumii în ce condiții a trăit soțul meu în ultimele lui zile de viață, ați face așa. L-am lăsat... Am vorbit cu el, n-am putut să stau cu el pentru că era carantină și nu m-au lăsat. Ca hoțul mă strecuram până în salon să-i duc ceva. Și am plecat seara spre Botoșani, i-am trimis mesaj când am ajuns acasă. Am văzut că nu l-a văzut, că pe WhatsApp se vede dacă mesajul este citit. Am zis că poate a adormit. A doua zi dimineața am plecat cu microbuzul pentru că era zăpadă și mă temeam să merg cu mașina. Și o doamnă neinspirată m-a sunat și m-a întrebat dacă sunt rudă cu bolnavul Ciobanu. I-am zis că sunt soția și așa pe un ton sec mi-a spus, soțul dumneavoastră a decedat la ora 7. Mi-a spus șoferul că
la vreo săptămână, când am mai mers odată spre ea și mi-a zis, doamnă, ați venit așa ca vântul din spatele mașinii și nu știam ce s-a întâmplat. Până v-am auzit vorbind la telefon, mi-am dat seama și m-am lăsat să vorbiți. Deci în felul acesta ați primit vestea acum? Da, eram devastat atunci și am scăpat din calcul să mă fi interesat să văd cine a avut proasta inspirație să-ți dea așa o veste. Nu? Doamna Brândușa, vreau să vă mulțumesc pentru sinceritatea cu care ați tratat această convorbire prietenească, dacă vreți, dintre noi. Și vreau să le transmiteți celor de acasă un mesaj sau o învățătură pe care ați concluzionat-o din tot ce ați trăit și o rugăminte secretă pe care o adresați lui Dumnezeu. Ce vă mai doriți în clipa aceasta? În primul rând, dragilor noștri telespectatori care urmăresc Etno TV, cu siguranță într-un număr foarte mare, pentru că plecând prin lumea întreagă am văzut la toate casele de români acest post și foarte mulți români urmăresc Etno TV. Vă doresc un an mai bun decât 2020. 2021 să ne aducă la toți sănătate și viața de dinainte. O viață normală, să intrăm în normalitate. Să noi, cei care l-am auzit pe Fuego spunând că ni s-a cântat prohodul la artiști. Ei, să ne revenim la viața și la activitatea dinaintea anului 2020. Vă mulțumesc din suflet, doamna Brândușa. Eu îți mulțumesc și dacă îmi doresc ceva, uitându-mă așa la tine, îmi doresc să fiu sănătoasă, să mai pot cânta până ai să fii și tu soacră. Să vă audă Dumnezeu, mulțumesc mult!